O detonare controlată a unei părți din versantul afectat de alunecări de teren pe DN17B în zona localității Holda a avut loc în această după-amiază. Accesul autovehiculelor și al pietonilor a fost restricționat temporar în zona de siguranță ce a fost delimitată de pirotehniști. Operațiunea a făcut parte din programul de lucrări de punere în siguranță a tronsonului de drum menționat, afectat de o alunecare de teren activată în urma ploilor abundente de la sfârșitul lunii august.